Bună ziua tuturor! Sunt Arotela cu o nouă citire cât pot de rapidă pentru cei născuți în zodia leului sau mai exact pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent în leu, care sunt uh, foarte influențați de eclipsa ce va fi săptămâna viitoare. După cum vedeți, am așezat deja cărțile și pentru dumneavoastră și pentru partenerul, partenera dumneavoastră, persoana de care vă simțiți atrasă, o persoană importantă care vă apare în etalare. Dar vreau să vă urez înainte de toate un an bun, plin de bucurii, sănătate și reușite și evoluție spirituală, creștere spirituală. Și aș mai dori să, să specific un lucru. Acest proiect este... Un proiect nou. În acest moment nu-mi câștig exist existența din ceea ce prezint pe internet, da? Am un serviciu, am multe proiecte. Vă rog din tot sufletul, mă bucur foarte mult când se potrivește etalarea, citirea, interpretarea mea, dar vă rog din suflet să înțelegeți că sunt multe alte priorități în viața mea personală ca și a voastră și în momentul în care o să reușesc să, să găsesc un pic de timp liber ca și acum, o să fac următoarele, următoarele, citiri pentru partenerul celor născuți în gemen, eventual și a celor născuți în zodia leului, este posibil să vin cu citirea peste câteva zile, încerc să, să abordez fiecare zodie măcar pe scurt, pentru că deja a trecut mai bine de jumătate din lună și vreau totuși să mă încadrez în vibrația perioadei. Deci, cu multă înțelegere, aș vrea să să știți și această perspectivă, da? am multe alte proiecte în afară de acesta. Mi este drag să-l prezint să vină în fața dumneavoastră, dar mai sunt multe alte lucruri de făcut pe lângă pe lângă el. Cu răbdare și cu un pic de organizare în timp, sper să reușesc să fiu la timp cu toate. Mă bucur oricum că reacționați și că anumite etalări vi se potrivesc. Până la urmă, din acest motiv sunt aici să vin cu o idee, cu o soluție, cu o interpretare care vă poate inspira. Deci, Dragi Lei, cărțile acestea sunt. Aveți aici luna, Mercur, Marte sau Casa 10, de ce vă e frică, ce vă doriți și ceea ce reușit să faceți până la sfârșitul lunii sau în următoarele 30 de luni. De, scuzați-mă, 30 de zile. Um, luna. Luna voastră e un pic cam tristă sau poate aveți un, un marcaj, poate un Saturn în tranzit vă marchează luna. Ca să interpretăm și așa. Aveți un 5 de cupe, o carte care, după cum vedeți, cromatic nu exprimă prea mult optimism. Poate undeva în sufletul dumneavoastră vă aduceți aminte de ceva din trecut, poate chiar această eclipsă sau luna nou, luna plină care e în creștere, da, și va fi în curând luna plină. Vă, vă emoționează, vă întâlniți cu amintiri care undeva vă ating un punct sensibil din inimă și deveniți oarecum triști sau regretați o situație da, din trecut care n-a fost, nu s-a terminat tocmai, tocmai bine. Deși, după cum vedeți, aveți două de cupe, undeva lângă dumneavoastră există un suflet pereche care așteaptă să se exprime sau să vă întoarceți fața către el și să vă bucurați de oferta lor emoțională. Da? Doi de cupe este o legătură foarte profundă cu cineva. Este posibil unii dintre voi să simțiți pentru o persoană care să aveți sentimente profunde pentru o persoană care în acest moment este un pic cam depresivă, cam tristă. Da? Dacă nu sunteți dumneavoastră, poate sunt ei și fiind conectați soul to soul, da, suflet la suflet, empatizați cu stările lor. Poate să fie un semn de apă, mai mult sau mai puțin, sau uh, o persoană marcată de, de această lună. Mercurul dumneavoastră, cum comunicați, la ce vă gândiți. 9 de pentagrame, nouă mă demonez cu alte cuvinte, monede. Este o persoană, poate fi, o persoană născută în semnul taurului al fecioarei sau al capricornului, la care vă gândiți, o persoană independentă, care e stabilă financiar, care se simte foarte bine cu ea însăși, de obicei... Cei născuți în zodia fecioarei se simt confortabil în, în singurătate, care au uh, suficiente reușite în viață cât să se și simtă mândri și să se manifeste și oarecum cu o înțelepciune pământeană. Asta în cazul în care vă gândiți dumneavoastră la această persoană, poate unii dintre voi manifestați această energie pământeană, da? Gândiți cât mai practic, vă gândiți la stabilitatea voastră financiară, la reușitele profesionale, la experiența și înțelepciunea pe care ați acumulat-o, da? Acest vultur asta exprimă, comunicați cu înțelepciune și într-un mod foarte realist. Cum vă manifestați în public este Soarele. exact dumneavoastră. Sunteți în vibrația cea mai apropiată de esența în care ați fost creat. Soarele este un simbol extrem de pozitiv, evident. Aflat în Casa a 10 -a sau. În Martele dumneavoastră, poate aveți un Marte în, sem în semnul Leului, da? Vă arată cam cum vă manifestați, voi, în public și în această relație. Este posibil, în relația cu partenerul vostru, să fiți prea strălucitor, prea călduros, atât de căldu călduros încât să deveniți prea fierbinte. Poate undeva. După cum văd cărțile, ei să nu reușească să relaționeze cu dumneavoastră tocmai din, ce, din cauza acestor super calități pe care le manifestați cu ei sau în public în carieră, este posibil să aveți niște reușite la locul de muncă, o parte dintre voi, nu toată lumea, evident, o parte dintre voi să aveți o altă persoană născută în semnul leului sau cu marcaș puternic pe leu, care să vină să vă susțină. În, în această zonă profesională, o parte dintre voi vă manifestați copilul din voi, da? Uh, sunteți conectați la Divinitate și exprimați cele mai frumoase calități pe care inocența și sinceritatea unui copil. Le, le manifestă. Poate aveți și chef de joacă. Oricum vă simțiți oarecum învingător într-o situație care probabil a necesitat ceva, ceva efort sau a durat până să ajungeți. Văd un cal, asta înseamnă mișcare. A durat ceva până să ajungeți în această poziție. Poate fi în cal, poate să fie ceva legat, o situație legată și de un săgetător, pentru că e simbolul săgetătorului. Dar ăsta e simbolul soarelui, aleului, deci sunteți dumneavoastră în forța voastră. Unii dintre voi manifestați o trezire spirituală specială și cred, sunt convinsă că anumiți lei sau oameni, persoane cu marcaj puternic, cu în cu planete în zodia Leului, vor dori să manifeste public o misiune spirituală deosebită. Aceasta este o carte spirituală puternică. Deci, vă este frică de acest nebun? Nebunul? reprezintă prima zodie sau cuspida dintre zodia peștilor și zodia berbecului, da? Este numărul 0, da? Este punctul tuturor posibilităților. Undeva vă e frică să vă doriți o nouă cale frumoasă, spirituală, dar aveți oarecare teamă să manifestați acest început pentru că implică niște riscuri deci vă este teamă de risc nu neapărat de cale în sine poate din cauza aceasta aveți și cinci de cupe undeva în o oarecare neîncredere în dumneavoastră unii dintre voi repet de câte ori nevoie da? în inimă unii dintre voi mai trebuie să lucrați un pic cu, cu încrederea deși în public arătați foarte bine dar repet, Nebunul e o carte bună, însă în poziția fricii, acest lucru simt eu că exprimă o teamă de a risca, deși, soarele, după cum vedeți, îl aveți și în casa 10, -a, îl aveți și aici undeva în spatele Nebunului. Adică, dacă vă conectați la, la divinitate, puteți să primiți informațiile necesare care să vă confirme Ceea ce aveți de făcut în ideea că nu trebuie să riscați să vă aruncați în, înainte. Poate un prieten să vă fie de ajutor și să vă tempereze oarecum această îngrijorare. Sper că înțelegeți ceea ce încerc să vă explic. Poate aveți pe cineva în preajma dumneavoastră care se manifestă așa, plin de entuziasm, foarte doritor să relaționeze cu dumneavoastră într-atât încât este dispus la riscuri și vă este oarecum teamă să relaționeze cu el, dacă e vorba de altă persoană. Ce vă doriți? valuti de cupe. Vă doriți, valetul de obicei exprimă, valeți exprimă mesaje, vă doriți să vă exprimați într-un mod emoțional, cu atât soare, în suflet, în, în priviri deasupra voastră. Sigur că trebuie să vă exprimați emoțiile, că este vorba de un text pe mobil, pe telefonul mobil, că este vorba de o scrisoare pe e-mail sau pur și simplu scrisă de mână. Cred că unii dintre voi simțiți nevoia să vă exprimați emoțional față de persoana care vă apare în etalare. Poate unii dintre voi vă doriți compania copilului vostru, da, aveți copil aici și valetul de cupe poate să reprezinte și un copil, să-l vi doriți mai aproape în cazul în care este la distanță, da, poate e plecat, e student sau e la școală sau într-o călătorie, da. Unii dintre voi încerc să vin cu variante. Alții așteptați un mesaj de la persoana dragă, un mesaj emoțional, pentru că văd că undeva ei parcă au nu se exprimă ca dumneavoastră la fel de entuziast, de colorat, de plin de vervă. Și așteptați un alt, fel de, o altfel de exprimare poate să mai fie o veste despre cineva care rămâne însărcinată, însărcinată, dar asta e pentru un caz foarte, un număr foarte restrâns de uh, persoane născute în zodia leului sau cu planete în leu. Ceea ce reușiți să faceți până la sfârșitul lunii sau în următoarele 30 de zile și cu ajutorul acestei eclipse, fiți atenți că aveți soare da, în leu și lună, lună în semn de apă, 8 de cupe, și și o lună plină, da? Cred că energia din această perioadă vă va ajuta ca până la sfârșitul lunii sau în următoarele 30 de zile, începutului februarie, să vă detașați emoțional de o situație care nu a fost tocmai roz, da? O situație, aveți aici 5 de cupe și iar 8 de cupe. Um, Renunțați la regrete, renunțați, lăsați depresile în urmă și vă concentrați pe ce? Pe această cupă de lumină, da? pe idealurile voastre, pe ceea ce vă face să vă simțiți fericiți, să vă simțiți realizați, să vă simțiți adorați de cei din jur, pentru că, da, avem nevoie de susținerea celor din jur. Cred că spre sfârșitul acestei perioade o să lăsați în urmă o poveste care nu v-a satisfăcut emoțional. Aceste cupe sunt ele 8, dar sunt cam goale sau pline cu pelin multe dintre ele. Deci hotărâți să vă luați autoritatea, să vă luați pasiunea, da? E un toia care reprezintă o bătă, da? Pasiunea, da? Să vă Mișcați mai departe către, ce? către idealurile voastre. Am încercat să clarific cărțile și iată ce am primit. Am primit aici temperanța, echilibru. Ceea ce uh, autentifică exact ce simt. Simt că vă căutați idealurile, da? Simt că vă doriți echilibrarea dumneavoastră emoțională, da? Și manifestarea voastră spirituală nu doar în public ci și la nivel personal vă doriți să vă vindecați să vă curățați ceacrele și să vă conectați la îngerul vostru protector, la ghizii voștri spirituali să comunicați cu ei poate să fie într-adevăr și un săgetător sau o persoană deosebită care manifestă aceste calități revin cu partea a doua dacă întârzi câteva zile vă rog frumos să nu vă îngrijorați oricum, în principiu, aveți cărți bune și vă urez mult succes în continuare.